Știința este motorul evoluției menită să ne transforme viața din bine în mai bine. Primele dovezi ale cercetării vin din antichitate, de acum mai bine de 3000 de ani. În epoca modernă există o luptă continuă pentru supremația în știință, care aduce putere și nu de puține ori dominație. Însă, în ciuda importanței a tot ce a însemnat de-a lungul vremurilor, istoria științei nu este printre prioritățile culturii. De exemplu, câți dintre noi știm că la Facultatea de Fizică de la Iași, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, au predat profesori care și-au dat doctoratele la Sorbona sub îndrumarea unor laureați Nobel. Demersul nostru jurnalistic încearcă să aducă în prim plan fascinanta lume a fizicienilor de la Iași, odată cu apariția și dezvoltarea științei în Moldova. Newton în 1685 a scris Principia Matematica. Ei, acela e manualul de bază din știință. Să spunem și faptul că știința modernă, crearea științei moderne de către Occident, e cea mai mare contribuție a Occidentului în umanitate. Asta explică de ce Occidentul a cucerit restul lumii, în definitiv, ca populație, ca teritoriu. Prin dominația științei. Dar știința i-a adus avantaje militare, în primul rând, și după aceea cultura s-a impus. A făcut-o să se impună. S-a impus. Da. De la Descartes, ideea o că filozofie omul funcționează ca o mașină și n-are rost ca religia să-și spună prea mult. Deci, Descartes ce-a făcut? A separat zona științei de zona religioasă. Îngerii sunt la noi sau sunt la teologie și așa mai departe. Deci asta se făceau cursuri. Și unde erau? La teologie? Erau la teologie, da. Am înțeles. Dar Descartes, primul și cel mai mare filozof, să spunem, asta a făcut, asta a fost important, că el a separat o zonă în care spune aici sunt legi, că ele sunt date de cineva sau nu, asta nu mai contează, și aceste legi pot fi cunoscute. Pot fi cunoscute pentru că nu se schimbă. El a separat asta din punct de vedere filozofic și după aceea Spinoza și ceilalți au întărit separarea aceasta. Dacă vă mai amintiți, Einstein a spus că când era ateu, dar tot îl întrebau, dar chiar nu credeți în Dumnezeu, nu știu ce, și a zis că da, cred, dar cred în Dumnezeul lui Spinoza. Ce înseamnă asta? Trebuie să citești Spinoza și să vezi. Dovezile despre începuturile școlii din Moldova vin din vremea domniei lui Despot Vodă, undeva pe la jumătatea veacului al XVI-lea. Erau așa numitele școli domnești, locurile unde se pregăteau demnitarii sau dregătorii de stat, în acea perioadă învățământul fiind preponderent religios. La 1640, domnitorul Vasile Lupu a înființat pe lângă Mănăstirea Treierarhi prima școală domnească, Academia Vasiliană. Se spune că școala de învățături înalte a apărut pentru ca feciorii Moldovei să poată studia și acasă, nu doar în academii din străinătate. Însă știința începe să aibă un rol prioritar în educația demnitarilor moldoveni în jurul anilor 1700, în perioada celor două domnii ale lui Dimitrie Cantemir. Istoricii demonstrează că de o așa mare apreciere și recunoaștere a meritelor culturale și științifice de care a avut parte Dimitrie Cantemir în Europa acelor vremuri, nu s-a mai bucurat niciun român până acum. A fost contemporan cu germanul Leibniz de la Academia de Științe din Berlin, care l-a invitat pe Cantemir să scrie despre zona Moldovei, Descriptio Moldavie, moment în care am intrat și noi în conștiința lumii. A devenit apoi expert în Imperiul Otoman și a fost citat adeseori de nume importante din epocă.
Urmele acestei glorii, sigur că există. Din păcate, în România nu prea se vorbește despre Dimitrie Cantemir, probabil din motive politice mai degrabă, dar în Franța, dacă mergeți la Paris, la Panteon, alături este Biblioteca Saint-Geneviève, o bibliotecă imensă care are, de la început a fost concepută ca un loc în care să existe operele marilor creatori ai lumii și există o listă de 800 și ceva de asemenea creatori. Cred că 1848 cred că s-au oprit cu lista. Unde le regăsim? Unde regăsim pe Demetrius Cantemir, care este între Leibniz și Newton, pe lista scurtă între Leibniz și Newton. Vorbim de Newton pentru că el este părintele științei moderne, practic, Galilei, dar după aceea Newton este cel care pune în practică ideea asta de știință, care a rămas până astăzi. A murit la Moscova, iar rămășițele sale pământești au fost aduse la mănăstirea Treierar din Iași. Printre lucrurile interesante este că la casele domnești, la Palatul Domnesc, începuseră spre finalul secolului al XVIII-lea să existe serate în care se făceau experimente electrostatică în primul rând, cum erau și în Europa. Practic așa a început ideea de a aduce niște profesori itineranți, mergeau și în Moldova și în Țara Românească, mergeau și în alte părți și predau ceva de fizică. La început s-au folosit de un manual de dinaintea lui Newton, Regius, un discipol de-al lui Descartes. Practic, Descartes a murit în 1650, deci înainte de 1650, Regius acesta, un elev de-al lui, a scris o carte de fizică. Practic, aia a fost prima carte de fizică prima după care carte au învățat de fizică de elevii moldoveni. Care au învățat, cred că, profesorii și studenților și elevilor. Și este interesant, noi am găsit o copie de acestei cărți și am comparat cu Descartes. Era Descartes, dar Regius acesta mai avea și lucruri originale. Sigur că au fost și o contradicție între cei doi, o dispută în epoca respectivă. Descartes l-a criticat pe Regius, dar după aceea, înainte de moarte, s-a aplanat acest conflict. Deci asta era, am văzut cam ce se preda. Descartes, sigur, este fizică, dar nu o recunoaștem ca fizica de astăzi. După 100 de ani avem manualul lui Muschenbroek. Poate nu vă spune numele mare lucru. El este cel care a, hai să spunem, descoperit, de fapt, este inventatorul condensatorului. Da? Deci spunem descoperit pentru că din întâmplare a creat un prototip al condensatorului și s-a electrocutat și a scris o scrisoare tuturor savanților, nu faceți așa că e foarte periculos. Și atunci, evident, toată lumea a făcut respectivul experiment și așa a apărut condensatorul sau butelia de Leida, cum se spunea. Două dintre volumele scrise de Muschenbroek sunt acum în biblioteca facultății. La 1835, domnitorul Mihail Sturza, cu ajutorul lui Gheorghe Asachi, inaugurează la Iași Academia Mihăileană, prima instituție de învățământ superior din Moldova. Născut în Herța Moldovei de la 1788, cărturarul Gheorghe Asachi a organizat întreg sistemul școlilor din Moldova și a militat pentru înlocuirea învățământului în limba greacă cu cel în limba română, chiar dacă în prima parte a secolului al XIX-lea, mari învățați erau reticenți și spuneau că știința
nu poate fi comunicată în limba română. De altfel, Asaki l-a trimis la studii la Viena pe Teodor Stamati, care apoi a fost profesor de fizică și matematică la Academia Mihăileană, unde a înființat, în 1840, un laborator de fizică pentru demonstrații experimentale. Este și autorul primului manual de fizică în limba română, dar scris cu litere chirilice și intitulat Fizica elementară pentru clasele colegiale din Principatul Moldovei. Scris în 1849 și acest manual se regăsește acum în Biblioteca Facultății de Fizică de la Iași. Cu duioșie citim, acum 170 de ani, citim despre fizică, de ce a trebuit să învățăm fizica. Am dat citate multe de acolo pentru că sunt actuale. Spunem că Stamati a fost trimis, dar s-a și întors. Da, ceea ce nu se mai întâmplă acum decât în foarte mică măsură. Este un miracol faptul că după aceea foarte mulți s-au dus și s-au întors. Se întorceau. Cum de se întorceau atunci? Nu știu cum de se întorceau. Erau... el a fost paharnic după aceea, Stamati. Deci meritele lor le erau recunoscute odată întorși acasă. Erau recunoscute, era sigur că a avut și ghinionul, că era după 1848, Revoluția, care, na, studenții au fost împotriva lui domnitorului și domnitorul și-a schimbat ideea, desființat, de fapt, ceea ce înființase, pentru că acolo era fermentul revoluționar. Și după aceea Stamati a avut o perioadă foarte grea în care a trăit doar din vânzarea cărților, pentru că a fost dat afară. Trebuie să ne gândim. Deci om trimis la Viena, a făcut studii, terminat, doctorat sau cum se chema, și după aceea a rămas șomer. După unirea Principatelor Române, când Iașul a renunțat de bunăvoie la statutul de capitală, domnitorul Alexandru Iancuza înființează aici, la 1860, prima universitate, cu 4 ani înaintea Universității din București. Iar primul profesor de fizică de la prima universitate din România a fost Ștefan Micle, soțul mult mai celebrei Veronica Micle. Între 1867 și 1875 a fost rectorul Universității din Iași. Și regele Carol I și-a arătat grija față de Iași, construind aici liceul internat în 1895, iar un an mai târziu, Palatul Universitar. Cel care a publicat în secolul al XIX-lea un manual de fizică pentru liceu, după care elevii au învățat aproape jumătate de secol, este Petru Poni. A predat fizica la Liceul Național pe postul rămas liber după plecarea lui Ștefan Micle. Apoi a fost numit profesor la universitate, acolo unde împreună cu Dragomir Hurmuzescu lansează cercetarea științifică universală. Primul laborator de fizică dotat cu aparatură modernă asemeni școlilor din Europa sfârșitului de secolul XIX l-a avut ca reprezentant pe Dragomir Hurmuzescu. El a plecat de la București, născut în București, în 1865. A făcut studiile în București, cred că cu bacaloglu, deci, bun, bucureștenii au avut... profesor de acum cu manual, avem manualul Bacaloglu, destul de evoluat, și după aceea el pleacă în 1884, pleacă la Paris. Face din nou facultatea, este șef de promoție, el și-a dat doctoratul la Paris, la Sorbona. Coleg fiind de doctorat, în perioada aceea a fost mai cunoscută... Marie Curie, da. Marie Curie, la același profesor, la profesor Gabriel Lippmann, care după aceea în 1908 a luat premiul Nobel, a fost elevul lui Poincaré. O să vă arăt o carte, după aceea Poincaré și-a publicat cursurile. Prin metoda următoare, lua 2 studenți, cei mai buni, ei scriau din notițe
și așa înscriau cursul respectiv și Poincaré le publica. Ele sunt publicate și astăzi. Da? Și nu-i numai un român care a făcut asta, și Eugen Neculcea, un alt student de la Iași, a fost student al lui Poincaré și este coautor cu Poincaré. Deci îi apăreau de curs. Drept coautor. Deci cursul era al lui Poincaré. Era cursul care îl spunea. Dar el era atât de ocupat și atât de mare. În finalul secolului, el era cel mai mare fizician francez și unul dintre cei mai mari din lume. Deci nu era ușor să găsești timp și să ajungi în preajma lui. Dar eu zic că Poincaré a avut rolul lui să selecteze studenții români cu care colaborase. Deci avem două volume Poincaré cu Eugen Neculcea și cu Dragomir Hurmuzescu. Și ce se întâmplă? După aceea e trimis lui Lippmann. Deci este un... Le-a recunoscut valoarea și i-a recomandat. Și i-a recomandat lui Lippmann. Oamenii de știință de pretutindeni sunt de acord că Hurmuzescu a avut trei contribuții esențiale în fizică. A inventat dielectrina pe baza unei combinații dintre sulf și parafină și care era un bun izolator electric, dar și mecanic. Descoperirea a făcut-o în vremea studenției de la Paris în 1894, susținut fiind de Edouard Branly, cunoscut fizician francez, acceptat în Academie, deși a concurat alături de Marie Curie. Hurmuzescu a patentat dielectrina, anunțul fiind făcut și în paginile New York Times din Statele Unite. Apoi, cu ajutorul unei firme din Paris, a vândut ceea ce se cheamă aparatură Hurmuzescu, folosită de Marie Curie sau Jacques Becquerel. Mai mult, dielectrina și electroforul s-au studiat ulterior în manualele de fizică din Franța și România. O altă contribuție valoroasă a lui Dragomir Hurmuzescu se conturează începând cu decembrie 1995, când Wilhelm Röntgen publică un articol despre radiația X. Hurmuzescu, la Sorbona încă, împreună cu un coleg, Benoît, se duc la Lippmann și spun că au o idee să folosească radiația X, să vadă cât de repede se descarcă un electroscop iradiat și unul neiradiat. Și asta este în februarie, la începutul februarie, cred că 4 februarie, dacă mă țin în memoria, a publicat la Academia franceză, era Conrandu ale Academiei franceze, Lippmann era academician, s-a dus imediat și a prezentat la o lună și ceva de la lucrarea lui Röntgen, a publicat asta, este prima lucrare despre efectele radiației X, cred că e și prima lucrare despre radiația X în general, e scrisă de Benoît și Hurmuzescu, o lucrare cu impact foarte mare, pentru că în felul acesta, de la o fotografie, cum erau radiografiile, Röntgen, astea au fost argumentele, erau calitative, să le spunem. Deodată, Hurmuzescu și cu Benoît formează un echipament care dă o explicație cantitativă. Uh-huh. Și care se folosește și astăzi. Și ca idee de competiție, cu cine era în competiție, era cu J.J. Thomson, care m-a descoperit după aceea electronul și câteva zile, diferență. Câteva zile i-a luat fața cu câteva zile, dar i-a luat-o, da? În același an, Hurmuzescu a susținut teza de doctorat, având ca temă calculul vitezei luminii prin determinarea constantelor din materiale. Însă nu prin asta s-a remarcat la Paris, ci prin determinarea experimentală a efectului câmpului magnetic asupra reacțiilor chimice, cunoscut drept efectul Hurmuzescu, care în zilele noastre se numește spin chemistry. Întors de la Paris în 1896, Hurmuzescu este întâmpinat de ministrul educației de atunci, ieșeanul Petru Poni, care îl trimite evident la Iași, oferindu-i și 150.000 de lei în aur pentru a construi laboratoarele de la Palatul Universitar. În 1900 are loc, în cadrul expoziției universale de la Paris, prima conferință internațională de fizică la care s-au înscris peste 850 de participanți,
Cu această ocazie, Dragomir Hurmuzescu, care era secretarul conferinței, publică o carte despre magnetochimie. Este cunoscut drept fizicianul care a făcut primele radiografii, nu numai din România, dar și din Franța, unul dintre originale, păstrându-se încă la facultatea din Iași. În modernul laborator de fizică de la Iași, studenții făceau experimente la fel ca în marile universități europene, de exemplu funcționarea mașinii electrostatice descoperită în jurul anului 1900. În acest experiment voi încerca să extrag sarcini electrice din acest material și să văd cum ar putea să împingă această morișcă. Să testăm mai întâi că merge experimentul. Încercăm să apropiem aceste bire pentru a descărca odată condensatorii și să-i ducem la o distanță oarecum rezonabilă. Nu este conectat nimic la morișcă și să testăm acum dacă sunt extrase sarcini. Dacă ar fi extrase, mă aștept să văd o descărcare. Se vede o descărcare. Voi încerca să conectez această morișcă. M-aș aștepta, într-adevăr, dacă ar fi sarcini culese, acestea prin acest cablu metalic să ajungă la morișcă, prin aceste ace, care concentrează forța electrostatică, determinând o presiune electrostatică. Deci m-aș aștepta să se miște morișca. Avem ipoteza? Să vedem dacă obținem ceva. Și se pare că, într-adevăr, forța electrostatică, dată de sarcinile din capetele acestor ace, produce o presiune electrostatică ce determină mișcarea moriștii. Hurmuzescu a înființat Politehnica la Iași, Politehnica la București, radio, primul director al radioului, primul care a vorbit la radio în România. Deci, ar trebui să vorbească mult despre Hurmuzescu în România. Ar trebui să-l știm toți. Și faptul că el, în mijlocul atâtor oameni care au luat premiul Nobel, a decis să vină în România și și-a dedicat toată viața până la moarte României, este o lecție care trebuie învățată. Eu zic că ar fi, în mediul acela, dacă ar fi rămas, ar fi avut un premiu Nobel. Dragomir Hurmuzescu a fost cel care a susținut și încurajat o serie de tineri care au scris istorie în evoluția fizicii din România. Printre aceștia, Petru Bogdan, cunoscut drept părintele fizico-chimiei din țara noastră, absolvent al Facultății de Științe de la Iași, pentru desăvârșirea studiilor a fost trimis de Hurmuzescu la Berlin, unde, sub îndrumarea unui laureat Nobel pentru chimie, a obținut titlul de doctor magna cum laude. A știut să ducă mai departe cercetările de fizică, a consolidat catedra, într-un timp foarte scurt numărul profesorilor de fizică s-a dublat, a avut un mare talent la ales oameni care aveau un viitor promițător și mai mult decât atât, toți aceștia au confirmat, devenind profesori de renume în timpul maturității lor. Petru Bogdan a și scris cursuri și litografiate, dar și tipărite, cursuri care au făcut ca învățământul de fizică să poată fi făcut în condiții din ce în ce mai bune. Drumul deschis în știința românească de Dragomir Hurmuzescu, bazat pe cercetare și originalitate, a fost continuat la Iași de studentul său Ștefan Procopiu. A trăit 82 de ani, dar cea mai importantă contribuție a avut-o în perioada studenției. Când vorbim despre magneton, era chiar în perioada în care se lupta toată lumea să găsească o așa numită cuantă de moment magnetic. Ca să vă dau un exemplu, electronul e o cuantă sau fotonul. Uh-huh. Ei, dacă fotonul e la lumină, electronul e la sarcina electrică, dar magnetismul nu are ceva similar. Și primul care a dezvoltat ideea asta așa mai sistematic a fost Pierre Weiss, care, părintele ferromagnetismului, după aceea deci a avut o viață
dedicată temei acestea, el a introdus conceptul de magneton experimental. Deci el a vrut, așa cum la electron sarcina, cuanta de sarcină s-a descoperit, s-a măsurat până la urmă, el avea ideea să măsoare cuanta de moment magnetic. Principial este simplu, dar la magnetism nu se aplică asta, pentru că există atâtea cuplaje și atâtea surse de câmp magnetic în atom și în moleculă, încât nu e posibil să faci decuplarea lor și în mod sistematic la toate materiale. Deci Weiss cu momentul, cu magnetonul experimental, n-a reușit. În perioada respectivă exista teoria cuantică, însă modelul atomic care să permită calcularea cuantei de moment magnetic era încă o mare provocare. Fizicianul danez Niels Bohr are un rol esențial în această descoperire, dar cronologic Ștefan Procopiu de la Iași este primul care experimentează și scrie despre formula de calcul a cuantei de moment magnetic. Bohr a publicat modelul în 1913. Aici vorbim de 1911. Ștefan Procopiu la Iași, în 1911. În 1911 a avut loc primul congres despre fizica modernă. Sunt finanțat de un chimist, Solvay, și congrese cu mare impact în istoria științei. Elita, Planck, Einstein, Marie Curie, Langevin. Primul congres Solvay a discutat despre magneton. Langevin e cel care a coordonat secțiunea despre magneton, a participat Einstein, a participat mulți, Procopiu nici într-un caz, pentru că el era student la Iași. Bănuiesc că Hurmuzescu a avut acces la volum, că s-a publicat un volum, și discuțiile de după asta. Sunt niște intervenții interesante la Einstein, după care Procopiu se pune pe treabă, aplic teoria cuantică, face o verificare pe teoria relativității, care era și mai 1905. 1905, Einstein, teoria relativității. El o aplică în 1911, ca student. Poate fi și un curaj al celui care nu-și dă seama de ce tânăr și entuziast sunt, dar dacă citim articolul, am înțeles profund și teoria relativității și partea cuantică și găsește formula care e valabilă și astăzi pentru magnetonul respectiv, care îi spune magneton Bohr. Noi îi spuneam pe vremuri Bohr Procopiu. Exact. O mare rost. Deci acum se cam recunoaște că el a dat prima formulă a cuantei de moment magnetic. Articolul a fost trimis în decembrie 1912 și publicat în iunie anul următor. Concluzia evidentă este că a fost scris înaintea descoperirii lui Bohr, pentru că nu folosește modelul acestuia, iar articolul lui Niels Bohr a fost trimis spre publicare în momentul în care analiza lui Procopiu era deja sub tipar. De altfel, chiar Pierre Weiss, marele fizician francez, a scris un curs despre magnetism în care îi citează pe Einstein și Procopiu, care au demonstrat magnetonul teoretic. Este și singura citare a unui fizician român alături de Einstein. În 1913, Hurmuzescu îl ia pe Procopiu și pleacă împreună la Universitatea din București. Însă izbucnirea Primului Război Mondial amână plecarea lui Procopiu la doctorat până în 1919. Asemeni profesorului său, la Paris și-a început teza cu fizicianul francez Gabriel Lippmann, laureat al Premiului Nobel. S-a întors în țară în 1925, sperând să rămână la București, dar este nevoit să revină la Iași, unde a primit un post de profesor pe care l-a onorat până în 1972. Era încântător în unele discuții și fermecător a femeilor. Se știa de dânsul că e mare și deosebit de apreciat, așa,
cei care veneau din străinătate la Paris, bine văzut, cu lucrări care circulau acolo și nu circulau în România, că cele din peste hotare l-au ridicat la sfârșit. A fost ales și la Academie pentru lucrările lui și are trei lucrări care îi poartă numele. E citat în mai multe, dar pe care se lucrează. Efectul Procopiu, fenomenul Procopiu și formula magnetonului, așa. Ești femeia cu care mă potrivesc. Suntem potriviți unul pentru altul. Și bine a fost. Că am făcut o greșeală, că am luat o cutie de chibrituri goală de pe birou și am dat-o la gunoi că era goală. Asta e prima lecție de comportament pe care trebuie să am. Și mă întreabă așa, și dar birou era și o cutiuță de chibrituri goală, o cutiuță. Zic, da, știu, zice, și unde, că nu mai este. Păi zic, era goală și am azvârlit-o. Cum ai azvârlit-o? Nu era goală. Era un fir de platină. Am accentuat, e platină. Eu am așa până. Zic, bine, cred că chiar așa am spus, n-am să mai fac. Atmosfera de emulație la impulsionarea cercetării științifice, la producerea de rezultate noi, ceea ce așează și Universitatea din Iași în rândul universităților importante din Europa. Într-un timp foarte scurt, Universitatea practic a reușit să intre într-un circuit european important, academic, astfel încât cercetătorii de la Iași au putut avea vizibilitate internațională. În paralel, trebuie menționat că în 1875 a fost fondată Universitatea de la Cernăuți, unde au predat profesori de valoare educați la importante școli europene. Dispunând de fondurile necesare și de specialiștii care au venit din Imperiul Austro-Ungar, au pornit toată cu universitatea și cercetările experimentale și teoretice în fizică. Ca un nume de profesor valoros, l-aș da dintre români, de acolo pe Eugen Bădărău, care este părintele fizicii plasmei în România, a creat o școală de descărcări în gaze acolo și din 35, după plecarea la București, a doua școală, fondându-o la București. Un alt nume de cercetător de acolo, care a fost doctorand lui Bădărău, a fost Herbert Mayer, de etnie germană din Cernăuți, care apoi după război avea să ajungă profesor la Universitate Germană și la începutul anilor 50 să-și lege numele. De fapt, este autorul primei monografii de fizica straturilor subțiri din lume. În timpul primului război mondial, lucrurile s-au complicat la Universitatea din Iași, care a devenit sediu de minister după ce administrația din capitală s-a retras aici. În ciuda restricțiilor, un grup de profesori a continuat să țină cursuri de fizică. Printre ei, Eugen Neculcea, urmaș al lui Ion Neculce. Doctorant tot al lui Lippmann, carte cu Poincaré,
A scris, a tipărit și o carte despre efectul Kerr, foarte citată în epocă. A predat electricitatea la Facultatea din Iași și a publicat mai multe volume de fizică. După Primul Război Mondial, a făcut parte din echipa de diplomație a României la Conferința de Pace de la Paris. În perioada 1 ianuarie 1919 1 februarie 1937, a fost ministru plenipotențiar și a făcut parte din aparatul diplomatic al statului român. A fost membru al Academiei Diplomatice Internaționale și membru titular al Academiei de Științe din România. Arhiva de documente a fost donată acum câțiva ani Facultății de Fizică de la Universitatea Alexandrian Cuza de către nepoatele savantului Daniela Lupu și Teresa Gabriela Neculcea. Primul lucru a fost că l-am aflat când eram prin clasa 11-a, la intrarea în vila noastră din Popa Tatua, era un cufăr. În cufărul acela se țineau pantofi de vară, de iarnă, așa ni se spunea. Și de obicei aveau un lacăt. Eu, curioasă cum eram așa, n-am mai rezistat și am început să stric lacătul. L-am desfăcut și înăuntru, pe partea interioară a capacului, era o label, o etichetă imensă, pe care scria ministru plenipotențiar și nu știu ce, Eugeniu Neculcea, spunea o adresă din Paris și în clipa aia mi-am dat seama că e bunicul meu. Am zis, cineva trebuie să fie din... Știam că îl cheamă Eugen ca pe tatăl meu. Și în momentul ăla am început și eu să pături, în sensul că am întrebat-o pe mama mea, a zis că ce contează, mama abia scăpase în 64 fratele ei din pușcărie după 13 ani. Deci la noi nu se discuta problema rudelor sub nicio formă. N-aveam niciun fel de bunic, n-am pus întrebări despre bunici, despre unchi, despre nimic. Părinții mei erau ca și aselenizați de undeva, de pe Marte, de pe ceva. M-am căsătorit cu Șerban Lupu prin 94. Și atunci tatăl meu trăia, până în 99 a trăit. Și din 94, mă rog, a murit în 99 și mama zice, uite mă, am niște acte aici, două sacoșe, trei sacoșe de acte de ale bunicii, nu vrei să te uiți? M-am mai uitat, i-am spus lui Șerban, bă, ăsta a fost ministru, fii atent, uite așa, așa, așa. Și bărbatul meu zice, ia stai că vorbesc eu cu Augustin Buzura. Ei vorbeau despre niște CD-uri care trebuia să le imprime soțul meu, cu totul altceva, muzică. Și domnul Buzura zice, cum așa? Da. Și atunci zice, stai că am o profesoră de istorie extraordinară, universitară, lucrează la Cluj, Marcela Sălăgean. Și zice, păi și cum facem? Eu eram în America cu soțul meu, bineînțeles, veneam aici averile. Și așa s-a descoperit. A trimis-o pe Marcela Sălăjan la mama acasă. Și a stat vreo săptămână în București, nu știu pe unde, și cam 8 ore pe zi stătea la mama și lingea documente. Din documentele acelea a ieșit această minunată carte. El a fost un mare diplomat, dar înainte de toate a fost un fizician. Asta am aflat mult după. Absolvent al liceului internat ca șef de promoție, Horia Hulubei se înscrie la Facultatea de Științe a Universității din Iași, dar după primul an este înrolat asemeni majorității studenților. Merge pe front unde generalul Bertlo îl trimite la școala de pilotaj, apoi luptă pe frontul de vest. Este rănit și decorat cu Legiunea de Onoare. Revine la facultate în 1922, unde își ia licența în fizicochimie. Este numit asistent suplinitor, cred, sau preparator suplinitor de către Petru Bogdan încă din anul 2 de studii. Și după finalizarea studiilor la Iași și susținerea licenței la Iași, pleacă la Paris, unde face o teză de doctorat cu
rezultate extraordinare la profesorul Jean Perrin, care fusese laureat Nobel cu un an înaintea sosirii la Sorbona a fizicianului nostru moldovean. După susținerea doctoratului și publicarea la Paris a peste 12 articole, Hulubei revine la Facultatea din Iași, unde va preda fizică și chimie împreună cu profesorul Petru Bogdan, dar și cursul de radioactivitate. În perioada următoare, universitatea aprobă acestuia cerere, astfel încât prima jumătate de an, în fiecare an, o petrecea la Sorbona și a doua jumătate de an la Iași, pentru că el și-a continuat cercetările la Paris și la precursoarea CNRS-ului de astăzi, Centrul Național de Cercetări Științifice, atunci se chema Așezământul Național de Cercetări Științifice, Hulubei fiind primul străin care a reușit să obțină poziția de director de cercetări. Mai existau de la înființarea acelui așezământ încă doi directori de cercetări și aceia erau francezi, e vorba despre soții Irene Joliot-Curie și soțul acestuia. În anii 30 ai secolului trecut, Horia Hulubei a făcut numeroase cercetări la Sorbona împreună cu Yvette Cauchois, renumită fiziciană și chimistă franceză. Au construit un spectrometru de cristal curb cu care au studiat spectrele mai multor compuși. În urma acestor cercetări, au publicat articole în care susțineau că au descoperit mai multe elemente spectrale noi, care aparțineau unor elemente radioactive, ce ar fi putut completa la acel moment tabelul lui Mendeleev. Pentru cele trei elemente noi, Hulubei și Cauchois au propus numele de secuanium, moldavium și dor. Însă Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată nu a validat aceste cercetări, dar ele au rămas în istoria științei. Reprezintă unul dintre momentele în care Horia Hulubei a fost în atenția întregii lumi cu cercetările sale și întotdeauna există competiție în știință. Și probabil că este un grup de cercetări ale sale care l-au situat la nivelul cel mai de sus în cercetarea mondială a acelor ani. La expoziția mondială de la Paris din 1937, Hulubei a organizat un stand dedicat electronului și fizicii atomice. Pentru contribuția sa în acest domeniu a fost premiat, iar în 1938 devine membru al Academiei franceze. Au pus mult suflet și multă dăruire și au împins foarte repede în față România, din punctul de vedere al științei. Au contribuit foarte mult la recuperarea unui decalaj istoric de vreo 3 secole între noi și țările din Europa Occidentală. Este evidentă contribuția școlii franceze la susținerea și evoluția științei fizicii în România. Astfel, în 1938, Universitatea din Iași recompensează cu titlul de doctor honoris causa doi profesori francezi care au coordonat numeroase doctorate ale românilor în prima jumătate a secolului al XX-lea, Aimé Cotton și Camille Guyton. Profesorul Cotton este cel care a îndrumat, cred că, un sfert din tezele de doctorat îndrumate de el la Sorbona au fost români. Primul dintre ei, în ordine cronologică, fiind Ștefan Procopiu. Profesorul Guyton la Nancy a avut pe alți români de mare valoare care au făcut cercetări acolo sau și-au făcut chiar tezele sub îndrumarea sa. Este vorba de viitorul academician Alexandru Cișman, este vorba despre Teodor Veionescu, care va deschide o școală de cercetare nouă la Iași de fizica descărcărilor în gaze, ceea ce mai târziu avea să intre sub umbrela fizicii plasmei, până să plece la București la începutul anilor 40. Este vorba de
Constantin Mihu, de Irina Mihu, care și-a făcut teza sub îndrumarea sa. Dar despre toate acestea nu s-ar fi vorbit niciodată dacă în partea aceasta de țară nu ar fi existat filantropii. Iar cel mai important filantrop din zona Moldovei este paharnicul Vasile Adamachi. Născut în 1817 în județul Vaslui, a făcut studiile în casa părintească, dar a fost apoi prefect, senator și om de știință. Și a dezmoștenit familia și a donat 2,5 milioane de lei aur pentru studiile și doctoratele românilor în străinătate. La vremea respectivă avea sens, pentru că erau domenii întregi care nu erau, n-aveau profesori, n-aveau... Erau acoperite în România deloc. Da. Și eu știu, dacă la Hurmuzescu nu e cazul, la Petru Poni, de exemplu, este un fel de beneficiar înainte de vreme, înainte de a muri Adamachi. El era la Paris și nu mai avea bani, murea de foame. Și a zis că nu mai poate termina, vine în țară. Și cineva l-a sfătuit, zice, scrie lui Adamachi. Și Adamachi i-a dat bani să rămână acolo, să termine. Petru Poni. Cel care avea să devină ministru educației. Cel care a devenit și care după aceea a avut rolul lui. Filantropia aceasta a fost, deci avea 30 de burse. Un an la Paris era 300 de lei aur. Deci o bursă era, eu știu, 1000, dacă mai dădea ceva supliment. Iar via de la via era 4000 de lei. Uh-huh. Mult. Deci enorm. Ultimul savant care a beneficiat de bursa Adamachi a fost fizicianul Vasile Tutovan, care în 1965 și-a susținut doctoratul la Grenoble în Franța sub îndrumarea unui laureat Nobel. Istoricii recunosc că fără altruismul lui Vasile Adamachi, evoluția țării ar fi fost mult întârziată. Memoria sa se mai păstrează răsleț prin Timișoara, București, Hunedoara sau Iași, unde numele său a fost dat unor străzi pe care trecem adesea, fără să ne gândim la personalitatea uriașă a lui Vasile Adamachi. Gloria de odinioară a ceea ce a însemnat știința fizicii la Iași se regăsește acum în volumul semnat de doi profesori ai Universității Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Stancu, cu un doctorat în magnetism, cu 300 de lucrări publicate în reviste internaționale și peste 3000 de citări independente, profesor invitat în Franța, Statele Unite, Spania sau Taiwan, și Sebastian Popescu, preocupat de fizica sistemelor complexe, cu stagii de formare și cercetare în Italia, Japonia sau Austria. Este al doilea demers de acest fel, primul volum intitulat Bibliografia fizicii române, biografii, fiind scris în 1957 de fizicianul Constantin Bedreag, fost profesor al facultății din Iași, după un stagiu de pregătire la Paris. O istorie a științei fără de care încă ne-am căutat locul în lume, dar care trebuie dusă mai departe, cu aceeași măreție și responsabilitate. Fără tineri, cei mai buni, trebuie să revină în țară, da, și să pună umărul și să nu aștepte ca România să devină Elveția. Nu va deveni așa. Fără ei nu poate deveni Elveția. Fără ei nici într-un caz. Istoria asta ce rost are? Să o citească. Și poate va fi o tresărire în sufletul unora. O inspirație. Nu avem nevoie de toți, da? 1%, 2%, ne mulțumim cu puțin, pentru a reînnoi și a ține firul ăsta de 120 de ani, îl ținem, și îl vom mai ține încă câteva zeci de ani, dar avem nevoie de ei.